Stimați spectatori, telespectatori și radioascultători, bine v-am găsit, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și sunteți alături de noi în această zi de sărbătoare, zi în care se împlinește un an de când postul nostru de televiziune a transmis pentru dumneavoastră prima sa emisiune. Prilejul acesta ne face să ne bucurăm și, bineînțeles, bucurându-ne, să încercăm să dăm la o parte neîmplinirile, pentru că au fost de ce să nu recunoaștem și dintre acestea și, bineînțeles, sunt inevitabile aceste neîmpliniri, dar în același timp să ne aducem aminte de toate bucuriile și toate întâmplările frumoase petrecute în acest studio sau în relația noastră cu publicul care ne-a urmărit săptămână de săptămână. Vă mulțumim așadar că sunteți aici și vom începe programul cu cei mai tineri dintre colaboratorii noștri, corul de copii Angelii, ai radio-televiziunii, de fapt corul al radio-televiziunii române. Și o să întreb, am să întreb unul din copii, cu ce melodie o să înceapă, da? Cine vrea să vorbească? Hai, vino puțin. Îmi spui? Sau să propun eu, să vă propun eu cu ce să începeți. Bine, la mine scrie cam așa. Prima melodie interpretată este compoziția lui Ioan de Chirescu, Dorulețule. Începem cu ea? Da. Și să vă prezentăm așadar și pe dirijoara corului, colega noastră, redactor radio la secția muzical, lăcrămioara Pauliuc. După ce vom asculta această prima melodie, va urma, cum e normal, o a doua. A doua melodie ce se numește O floare găsi, compoziția lui Dan Vlaiculescu. Hey!
cu acest prilej că teatrul este și va rămâne unul dintre cei mai dragi colaboratori ai noștri, atât ai radioului cât și ai televiziunii. Și acum să continuăm jocul cu un joc de copii, o compoziție a lui Doru Murariu. Care nu mai rămâne, tri-l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 i-
Felicitări corului Angelii, felicitări și pentru dirijarea lor. De ce să nu spunem o soră ceva mai mare? Și am să rog acum pe copii să ia loc. Pentru că, dragi prieteni, dragi spectatori, radio ascultători,